Bună! După cum am promis, astăzi o să vă prezint un video despre cum puteți face diferența dintre un smartphone original și unul fals, fake, chinezărie, cum vreți să-i spuneți. Bineînțeles, trebuie să țineți cont de aceste aspecte înainte de a-l cumpăra, nu după ce deja ați dat banii pe el și ați ajuns cu el acasă. Pentru acest material am vrut să fac rost de un smartphone fake și de unul original ca să vi-l arăt împreună să faceți diferența. Din păcate, nimeni nu a vrut să-mi dea un telefon fake. Nu știu de ce, probabil nimeni nu a vrut să recunoască că are așa ceva. Deși piața de România este plină de fake-uri. În primul rând, vă puteți da seama dacă un smartphone este fals doar dacă vă uitați la el. Sau dacă umblați un pic pe el. Pentru că un smartphone fake este ceva mai greu și mai înalt decât smartphone-ul original. Sau, dimpotrivă, chiar poate să fie mult mai ușor. De ce aceste diferențe de greutate? Din cauza materialelor folosite. Pentru că sunt de proastă calitate și ori sunt mult mai grele, ori poate un plastic foarte, foarte ieftin care este mult mai ușor. În al doilea rând, vă mai puteți da seama dacă telefonul este fals după rezoluția ecranului. Fake-urile au o rezoluție foarte slabă și imaginile de pe ecran se văd pixelate și... nu știu, vă dați seama că este ceva neregulă și că un smartphone de top nu ar trebui să arate așa. Și în al treilea rând, smartphone-urile care au un buton fizic în partea de jos, butonul de home, de obicei la fake-uri este situat un pic mai jos. Nu este distanța între ecran, buton și unde se termină telefonul, nu este egală. Tot timpul butonul de home va fi un pic mai jos. Nu știu de ce, dar se pare că așa procedează ei. Acum, la partea fizică, s-ar putea să fiți păcăliți. Poate nu ați văzut niciodată telefonul original și nu știți exact care sunt dimensiunile, cum are rezoluția ecranul, nu știu, care este greutatea lui. Așa că cel mai bine este să testați dacă telefonul este original sau nu. Puteți testa foarte simplu. În primul rând, mai ales pe telefoanele Samsung, acolo funcționează treaba asta, apăsați Volume Down, Home și Power în același timp. Voi vor apărea, nu știu, să zic, submeniuri și acum trebuie să vă uitați în ce limbă sunt. Dacă sunt în engleză, este în regulă. Dacă sunt în chineză, înseamnă că aveți în fața dumneavoastră o chinezărie. O a doua modalitate este să tastați steluță diez 1, 2, 3, 4, diez, ca și cum ați forma un număr, și să vedeți modelul telefonului. Sau comparați dacă este exact același model, aici mă refer la număr, pentru că telefoanele, nu știu, se cheamă doar Galaxy Note 2, au și un anumit număr. Dacă numărul acela este identic cu cel al telefonului original. Și acum, a treia metodă și cea mai sigură este să-i verificați e-mail. Cum aflați ce e-mail are telefonul pe care îl testați? Foarte simplu. Formați steluță diez 06 diez, ca și cum ați suna, și vedeți ce număr va apare. O să fie un număr destul de lung. Acest număr poate fi verificat pe site-uri specializate care sunt, de fapt, o bază de date a tuturor e-mail-urilor. Aveți în descrierea acestui video un link către un astfel de site. Cum am spus, ultima variantă cu siguranță nu va da greș. Bine, acum depinde și de unde cumpărați smartphone-ul. Dacă îl cumpărați într-un magazin specializat sau dintr-un magazin cunoscut, șansele ca el să fie fake sunt de, nu știu, 0,01%. Dar dacă îl cumpărați de la o cunoștință, de pe internet, cineva care vrea să facă o ofertă de nerefuzat, vă rog frumos să testați smartphone-ul ca să vedeți dacă este fake, urmând pașii pe care vi-am prezentat puțin mai înainte. Sper că o să vă fie de folos acest video. Data viitoare!